Iapa lui Vodă, de Mihail Sadoveanu Într-o toamnă aurie am auzit multe povești la Hanul amcuței dar asta s-a întâmplat într-o depărtată vreme, de mult, în anul când au căzut de Sânt Ilie ploină prasnice, și spuneau oamenii că ar fi văzut balauri negru nouri deasupra puhoaielor Moldovei, iar niște paseri, cum nu s-au mai pomenit, s-au învolburat pe furtună vâslin spre răsărit. Și Moșleonte cercetând în cartea lui de zodii și tălmăcind semnele lui Racle împărat, a dovedit cum că acele paseri, cu penele ca bruma, s-au ridicat rătăcite din ostroavele de la marginea lumii și arată veste de război între împărați și belșug la vița de vie. Apoi, într-adevăr, împăratul alb și-a ridicat muscale lui împotriva limbilor păgâne și ca să se împlinească zodiile, a dăruit Dumnezeu rod în podgoriile din țara de jos, de nu mai aveau vierii unde să puie mustul Și-au pornit din părțile noastre Cărăușii ca să aducă vin spre munte Și atunci a fost la hanul Ancuței vremea petrecerilor Și a poveștilor Taberele de cară Nu se mai stoveau Lăutarii cântau fără oprire Când cădeau unii dobărâți de, de trudă Și de vin se ridicau alții De prin cotloanele hanului Și atâtea oale au farmat băutorii de s-au crucit doi ani muierile care se duceau la târg la Roman și la focuri, oameni încercați și meșteri frigeau hartane de berbeci și de viței, ori pârpâleau clean și mreană din Moldova. Iar anguța cea tânără, tot ca măsa desprâncenată și de vicleană, umbla ca un spiriduș încolo și încoace, rumână la obraj, cu catrința în brâu și cu mânecile suflecate, împărțea vin și mâncări, râsete și vorbe bune. Trebuie să știți, dumneavoastră, că hanul acela al ancuței nu era han, era cetate. Avea niște ziduri groase de aici până acolo și niște porți ferecate, cum n-am mai văzut de zilele mele. În cuprinsul lui se puteau oploși oameni, vite și căruțe, și nici habar n-aveau dinspre partea hoților. La vremea de care vorbesc, era însă pace în țară și între oameni bunăvoire. Porțile stăteau deschise ca la domnie și prin ele, în zile line de toamnă, puteai vedea Valea Moldovei cât bătea ochiul și pâclele munților pe păduri de brad până la Ceahlău și Hălăuca. Iar după ce se cufunda soarele înspre tărâmul celălalt și toate ale depărtării se ștergeau și lunecau în tainice neguri, focurile luminau zidurile de piatră, gurile negre ale ușilor și ferestrelor zăbrelite contenea câte un răstim versul lăutarilor și porneau poveștile. Stătea stâlp acolo, în acele zile grase și vesele, un răzăr străin, care mie îmi era drag foarte. Închina oala către toate obrazele, asculta cu ochii duși cântecele lăutarilor și se lua la întrecere până și cu moșle onte la tâlcuirea tuturor lucrurilor de pe lumea asta. Era un om înalt, cărund, cu fața oscată și adânc brăzdată în jurul mustății tușinate și la coada ochilor mititei, pielea era scrijelată în crețuri mărunte și nenumărate. Ochiul lui era apric și neguros. Obrazul, cu mustața tușinată, părea că râde de tristețe. Îl chema Ioniță Comisul. Dumnea lui Ioniță Comisul avea o pungă destul de grea în chimir, sub straele de șiaxuri, și venise călare pe un cal vrednic de mirare, era calul din poveste înainte de a mânca tipsia cu jar. Mai pielea și ciolanele. Un cal roib, printr-un de trei picioare, cu șaua înaltă pe dânsul, neclintit într-un dos de perete, cu mănunchiul de ogrin sub bot. Eu aici, strecător, cuvânta cu ala în mână dumnealui Ioniță comisul. Eu un calic și pornesc în lumea mea. Roibul meu e totdeauna gata, cu șaua pe el. Cal ca mine, n-are nimeni în cale când plesnesc căciula pe ureche și mă duc nici nu-mi pasă. De însă nu se ducea, stătea cu noi. Într-adevăr, îi răspundea într-un rând moșleonte, că cal dumitale nu se găsește să umbli nouă ani la toți împărații pământului. Mai pielea lui câte para le face. Când mă gândesc, mă apucă groaza. Să știi, dumneata, prietene Leonte, strigă răzășul zbârlindu-și mustața tușinată, Asemenea, cal uscat și tare, nu știe de nevoie, nici de trudă. La mâncare se uită numai cu ochi și nu se supără când îl las neadăpat. Și șaua parcă i crescută din trânsul. Ai stai cal dintr-o viță aleasă, se trage dintr-o iapă tot noagă, cu care m-am fudulit eu în tinereți. Și la care s-a uitat cu mare uimire chiar măria sa, vodă Mihalache Sturza. Cum s-a uitat cu uimire cu coanea Ioniță? Era tot așa de slabă? Se înțelege, asta e o poveste pe care aș putea să vă spun, dacă mă ascultați. Ei, păi cum să ne ascultăm cu coane Ioniță? Mai ales o poveste din vremea lui Mihai Vădăsturza. Și mai ales din vremea tinereților mele, răspunse răzășul serios. Pe vremea aceea, tot în acest loc ne aflam, în preajma focurilor și a carelor cu must, cu alți oameni, care acum soale și ulcele, și în jurul nostru umbla în cuța cealaltă, mama acesteia, care și ea s-a dus într-o lume mai puțin veselă. În vremea aceea sta eu năcăji foarte, într-o zi în ușa hanului cu ala în mâna stângă și cu frâul pe în dreapta. Și ancuța cealaltă ședea ca și asta, tot în locul acela, rezemată de ușorul ușii, și a ascultat ce spuneam eu. Ce voi fi spus atunci, nu știu. Au fost vorbe care au zburat ca frunzele de toamnă. Comisul Ioniță zâmbi fără veselie în mustața etușinată și aspră, pe când noi toți cei de față, gospodari și cărăuși din țara de sus, ne așezam în jurul pe butuci și pe proțapurile carelor, cu bărbiile înălțate și cu ochii rotunzi. Ancuța cea tânără sta în prag, dezemată de ușor, Și-o șobătea soarele de toamnă pieziș, aurindu-i jumătate de obraz. În vale, aproape, sticla Moldova printre zăvoaie și departe se prevedeau munții talazuri de cremene sub pâcle albastre. Calul cel slab al răzășului în coasta hanului, simțind tăcere în preajmă, necheză deodată subțire și rânjind spre noi ca un demon. Ancuța își întoase ochii sprâncenați spre el, înfricoșată și uimită. Aha, vorbi comisul. Ea ca așa rânchezea și râdea și ea pacea bătrână. Acuia, cine știe, Poate-i ochi ordinte de lup, dar râsul ei tot trăiește și se sparie de el alta încuță. Cum vă spuneam, domnilor mei, eu stăm aici în acest loc, gata de ducă, cu piciorul în scară. Și iaca, numai ce aud, pocnind harapnic și duruind răsură pe arcuri. Și când îmi înalț și feresc capul, văd venind pe șleah o droșcă cu patru zis vine și se oprește la Han după rânduială și se coboară din ea boierul ca să vadă ochii ancuței, cum era datina. Cum s-a apropiat, eu i-am închinat oala cu vin și i-am poftit sănătate. El s-a oprit în loc și s-a uitat zâmbind la mine și la iapă și la oamenii care erau în preajma mea și a plăcut închinarea. Era un boier mărunt la stat, cu barbă roșă, rotunjită și purta la gât un lanțug subțire de aur. Oameni buni, zice boierul acela, tare mă bucur că văd chef și voie bună în țara Moldovei. Și noi ne bucurăm, zic eu, că auzim asemenea vorbă. Asta plătește cât și vinul cel mai ales. Atunci boierul a zâmbit iar și m-a întrebat pe mine de unde sunt și unde mă duc. Cinstite boierule, am răspuns eu. Eu de neamul meu sunt răzăși de la Drăgănești, din Ținutul Sucevei, dar așezările mele sunt nesatornice și dușmanii mei au colți lungi și ascuțiți. Am o pricină, cinstite boierule, care nu se mai istovește. Am moștenit-o de la părintele meu, dască lui Iona, și tare mă tem că am să o las și o moștenire copiilor mei, dacă m-am vrednicit Dumnezeu să-i am. Cum așa? a întrebat cu mirare boierul. Așa, precum spun, căci pricina noastră de judecată a pornit cinstite voierule dinainte de vodă Calimah. Și am avut înfățișare și s-au dus la divanul rânduri de oameni și s-au făcut cercetări și hotarnice și s-au cerut mărturii cu jurământ și au murit unii din neamul nostru judecându-se și s-au născut alții, tot pentru judecată. Și iată, nici în zilele mele nu s-a găsit încă dreptatea. Ba, vrăjmașul cu care le mă lupt, mi-a mai tăiat cu plugul din orcina părintească doi stângeni și cinci palme lângă prisaca velii. Și atunci, ridicând noua plângere la isprăvnicie, iarăși n-am găsit milă, căci potrivnicul meu, să nu vă fie dumneavoastră cu supărare, e corp mare, boieresc. Dacă am văzut și am văzut, am mai coborât odată din coardă sacul cu furțoagele și cu pecețile cele vechi, le-am mai slovenit și le-am ales și am pus îndreptările pe care le socot neștirbite colea lângă chimir și am încălecat pe roaiba mea și de acum nu mă opresc decât la vodă. Să-mi facă el dreptate. Cum se poate, s-a mirat iar boierul, mângâindu-și barba și jucând între degete lanțugul cel de aur. Te duci la vodă? Mă duc. Și apoi, dacă nici vodă nu mi face dreptate? Boierul a pornit a râde. Ei, și dacă nu ți-a face dreptate nici vodă? Aici comisul lăniță își coboră puțin glasul, dar ancuța cea tânără, cum făcuse o cealaltă, împungând într-o parte cu capul, întinse urechea și auzi ce trebuie să se întâmple dacă nici vodă nu i-ar fi făcut dreptate răzășului. Dacă nici vodă nu i-a face dreptate, atunci să poftească măria sa să-i pupe apa nu departe de coadă. Când a rostit comisul vorba asta mare, fără înconjur, așa cum vorbesc cu oamenii la noi, în țara de sus, Ancuța și-a strâns buzele și s-a prefăcut că se uită cu luarea minte în lungul șleahului. Când am spus eu vorba asta, urmă răzășul, Ancuța cea de atunci și-a dus repede palma la gură și s-a făcut a se uita încolo în lungul drumului, iar boierul a prins a râde, pe urmă, s-a oprit mângâindu-și barba și jucându-se cu lanțul de aur. Și când s-o cotești să te înfățișezi la vodă?" a întrebat dumnealui. Apoi, cinstite boierule, numai oala asta a devenit o deșert într-o slava domniei tale. Pe urmă, mă ridic în șaca Alisandru Mahidon și nu mă opresc decât la ieși. Dar dacă vrei și domnia ta să guști roadă proaspătă de la Odobești, atunci a aduce ancuța must roș într-o oală nouă și noi prea mult ne-o bucura cu coane de cinstea care ne-o face. Boierul s-a întors zâmbind către ancuța cea de demult, care era ca și aceasta de despâncenată și de vicleană, și-a poftit o ală nouă de lut cu must roș din țara de jos. Eu, ca răzăș ce mă aflu, am cerut cu semeție să plătesc eu cinstea aceea și am și zvârlit patru parale în poala ancuței. După aceea, boierul s-a suit în droșca lui cu arcuri și s-a dus, iar eu încălecând precum am făgăduit, nu m-am oprit decât în târgul Ieșului și am tras la un han lângă biserica lui Lozonski, peste drum de curtea domnească. Și a doua zi, către amiază, spălat și pieptănat, m-am înfățișat cu inima bătând la poarta curții. Acolo dorobanțul mi-a pus șpanga între ochi și, după ce am spus ce durere am, a strigat spre odăi și a venit dintr-acolo un oștean bătrân care m-a dus îndată într-o cămăruță din lăuntru curții, unde mi-a ieșit înainte un ofițer tinerel și subțire, îmbrăcat, numai în fireturi și în aur. Ce poftești, dumneata omule? Ia ca așa și așa, eu sunt comisul Ioniță, răzăși de la Drăgănești, și am venit la vodă, însetat după dreptate ca cermul după apa de izvor. Prea bine, a răspuns ofițerul cel tânăr. Vodă-ți poate asculta chiar acum plângerea. Lasă aici pălăria și intră pe ușa asta mititică. Dincolo, în odaia cea mare, ai să găsești pe vodă și ai să-i spui lui ce te doare. Atunci mi-a năvălit sângele în ochi și mi s-au împăinjenit vederile, dar am strâns din măsele și mi-am ținut firea. Și deschizând ofițerul ușa cea mititică, am intrat într-o lumină mare și cum eram cu grumazul plecat, am zărit botforii de marochin ai lui vodă și am căzut în genunchi. Și mă gândeam că la domn nou și tânăr trebuie să găsesc o milă pentru supărările mele. Măria ta, am strigat eu cu îndrăzneală, am venit să-mi faci dreptate. Vodă mi-a răspuns, scoală-te! Auzind glasul, am ridicat ca într-un fulger privirea și am cunoscut pe boierul de la Han. Pe loc am înțeles că trebuie să închid ochii și să fiu un fricoșat. Mi-am plecat mai adânc fruntea, am întins mâna, am apucat poala hainei și am dus-o la buze. Scoală-te, a zis iar vodă, și arată-ți îndreptările. Când m-am ridicat în picioare, am băgat de seamă că ochii boierului meu se încrețeau a râs, ca și la han, când primise oala cu must roșu din mâinile suflecate ale ancuței. Scot cu îndrăzneală hârtiile din tașca de piele și îi le întind și încep a-i spune – și-i spun eu despre toate valurile câte m-au vântuit, despre tot veninul cât l-am adunat în inima mea și cât l-am moștenit de la morții mei. Și cetind vodă hârtiile și plecându-și de aproape ochii pe pecețile de ceară, s-a înseninat și a grăit cam pe nas. – Bine, răzășule, am să-ți fac dreptate. de să meargă cu tine un om al meu cu poruncă tare să facă rânduială la Drăgănești. Eu, când am auzit, am dat iar în genunchi și vodă, iar mi-a poruncit să mă scol. Apoi, cu ochii zâmbet, a zâmbet, m-a bătut pe umăr. Ei, dar dacă nu-ți dreptate, cum rămânea? Dă, măria ta, răspunde eu râzând, cum să rămâie? Eu vorba, nu mi-o iau înapoi, ia-pai peste drum. Și atâta haza a făcut vodă Mihai pentru răspunsul meu, că m-a bătut iar pe umăr și și-a adus aminte și de oala cu vin roșu pe care i-am plătit-o patru parale. Și râzând a poruncit să vie slujbașul care să meargă cu mine. Și sub ochii lui, pe loc, s-a scris poruncă tare. Și când am încălecat de la Han de lângă Lozonski și am purces înapoi, el se uita zâmbind de la fereastra deschisă și își mângâia barba. Iaca, de ce trebuie să vă uitați ca la lucru rar la calul meu cel roi pinte de trei picioare? Pentru că aici e moștenire din apa lui Vodă și când rânchează el și râde, parcă ar avea o amintire din alt veac și din acele zile ale tinereții mele. După asta puteți cunoaște ce fel de om sunt eu. Și acum să mai primim vin în ulcele și să încep altă istorie pe care de mult voiam să vă spun.